Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii InfoSocial. Emisiunea în care putem vorbi despre orice temă care are un impact social. Și ne-am propus ca astă seară să facem așa o legătură, o paralelă între inginerie și artă și să descoperim cât de inginer poate fi un creator de artă și cât de artist poate fi un inginer. Suntem alături de domnul profesor Nicolae Vasile, bineînțeles inginer, cum spuneam, dar și inventator, cercetător, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie București și prin veci președinte la Camera Națională, iar literar vorbind, președintele Cercului Literar Inc. al AGIR, Asociația Generală a Inginerilor din România, redactor șef al revistei cu același nume, director general la revista Cronica Timpului, AUZPR, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, scriitor, 33 de cărți de știință și 28 de literatură, plus două piese de teatru publicate, dar fiind din satul Ludești, în județul Dâmbovița, a înființat și Asociația Fiii Satului și despre toate aceste lucruri, de la inspirația în ceea ce privește scriitura până la ce anume a inventat și cât de actuale mai sunt invențiile, dar și ce înseamnă să fii profesor, să fii student, să fii inginer în ziua de astăzi, vom vorbi în această seară. Hai că am vorbit eu foarte mult. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule profesor. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, hai să începem cu această, să zic eu, meserie nobilă, aceea de profesor. Și așa, să mă luăm puțin la puricat. Ce înseamnă relația profesor-student? Pentru că ați fost la Universitatea Valahia din Târgoviște, una dintre cele și mai... Și la Politehnica din București. Bune, da. Rămăsesem cu ideea de Valahia din Târgoviște. Acolo a fost ultima. Da, da. Și ce înseamnă, sau cum a evoluat în timp sau a involuat relația între profesor și elev și student? Preocuparea asta de a preda, indiferent că studenți, elevi, este ceva legată de har. Adică trebuie să ai har pentru așa ceva. Trebuie să știi să te apropii de oameni. Ea se aseamănă cumva și cu alte preocupări. De a vorbi în fața publicului, de a vorbi oamenilor. Și te face înțeles pentru că am cunoscut... Și te face înțeles, de a vorbi singur. Facultatea pe care am absolvit-o eu, am avut profesori care știau foarte mult, dar nu știau să transmită. Într-adevăr, asta este calitatea care ar trebui să se caute mai mult decât altele care se caută astăzi. Din păcate astăzi, și mă iau cu din păcate ca să înțeleagă mai bine, în evaluarea profesorilor din zona învățământului superior, se face, punem foarte mult bază pe publicații, pe lucrări de cercetare, pe citări în alte reviste române, străine, celebrele reviste ISI, în care sunt bine cotate și care îți dă punctaj ca să treci gradele respective acolo și de-aia sunt foarte căutate. Deci, practic, dacă este să luăm, se pune în principal accent pe cunoștințele profesorului. Da, dar nu e bine treaba asta. Nu neapărat pe cele oratorice. Da, da, exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, este subcotată în această evaluare talentul didactic. Adică această capacitate de a transmite, această capacitate de a-i face pe studenți să... Na, profesorul să uită în ochii lui și sub lor și să vadă că sunt atenți, să vadă că sunt captivați de informația pe care le oferă, de ceea ce aude, de ceea ce vede. Ori această treabă, dat fiindcă ea nu este apreciată ca atare acolo, cum să spun eu, duce la o serie de profesori foarte gradați, având toate cele titluri și alte treburi, dar la el în sală e gol.
foarte slab ca profesor, da, ca profesor de predare. E gol pentru că pe student nu îl atrage. Deci trebuie găsită pe undeva și n-aș putea spune că poate o avea legătură și cu, cum să spun eu, cu devierile mele spre partea artistică, pentru că profesorul trebuie să fie și un pic actor. El trebuie să își joace rolul. Și nu vorbesc, deci filozofic fi vorbind, există două exemple celebre în lume vis-a-vis de așa ceva. O iau cu cel ultimul, că poate prinde mai bine ideea. A fost un profesor renumit Feynman, de fizică. Fizica e o materie foarte greu de predat, foarte greu de înțeles. Eu dacă nu știi cum să o predai, da, e foarte greu. Nu știi cum să o predai, i-ai pierdut pe studenți. Și s-a întâmplat până în anii 60, 60, 62, 63, când în America era o vânzoleală de asta socială foarte mare în rândul tineretului. Atunci au fost multe întâmplări pe acolo cu studenții, demonstrații și multe ce. Da. Și acest Feynman a găsit o metodă de predare care l-a făcut celebru. Și atenție, este singurul premiu Nobel luat într-o disciplină, nu pentru fundamentele că ai făcut cercetări, nu știu ce în disciplina, ci pentru modul de predare. Deci Richard Feynman, până la urmă, a luat premiul Nobel pentru fizică, pentru metoda de predare. Ce făcea el? Era un pic actor, după cum vorbeam. Adică, de câte ori prezenta un experiment sau o teoremă, sau se transpunea în locul inventatorului ăla care a făcut treaba asta prima dată și pur și simplu juca piesa ăluia cu toate gândurile, cu toate cu temerile, cu toate trăirile ăluia. În campirea personajului. Ale personajului. Și la vremea respectivă s-a zis că, dom'le, s-a inventat o nouă metodă de predare și culmea este, era perioada hippie atunci, în America. Culmea este că toți hippioții ăia care de obicei nu prea mai veneau la curs au început să stea în picioare la cursurile lui Feynman. Pentru că preda altfel. E, s-a zis la vremea respectivă că a inventat, că e ceva nou. Nu e adevărat. Inventase această treabă din anii între 30 în România Nae Ionescu. Nae Ionescu făcea așa ceva, dar el predea filozofie și logică, nu fizică. Nae Ionescu făcea la fel. Nae Ionescu să știe că n-a avut tipărit nicio carte. Cărțile lui și despre el au apărut făcute de studenți lui ulterior care au multiplicat cursurile și alte teme. Dar studenți celebri, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian. Au fost studenții lui. Studenții lui. Deci din punctul ăsta de vedere, el a inventat această treabă și i-a dat și un nume, acest curent, că s-a creat un curent filozofic din treaba asta, care se cheamă trăirism. Adică filozofia trăită. Sau trăiești... Trăiești acolo, în fața lor ceea ce vrei să le expui. Eu sunt convins că Richard Feynman n-a știut de Nae Ionescu, dar uite cum s-au nimerit, pentru că Nae Ionescu totuși a făcut vreo 30 de ani mai devreme. E adevărat că a ajuns suficient de celebru și Nae Ionescu, pentru că nu atâta prin ce a făcut el atunci, ci prin urmașii care au fost extraordinari de... Da, interesant. Această treabă, părerea mea este că ar trebui să dea de gândit celor de așa, mai ales a ălora care tot ne intoxică cu atâta, cu citările, cu publicații. Nu, domnule, profesorul în primul rând trebuie să fie profesor. Da, bine, acum mai este și condiția doctoratului. Mai e o altă treabă. Mai e o altă. Bine, ales obligatorii. Da. Mai e o altă treabă pe care am experimentat-o eu de data asta. Eu mi-amintesc că la București încă aveam ore pe vremea aia. Ce vreau să spun? Studentul trebuie să se simtă băgat în seamă. În ziua de azi, corect, nu mai poți să faci abstracție de așa corect ceva. Și mi-amintesc că eram încă predat la București, când o profesoară din Cluj, că în activitatea profesională la căreia eu am avut un rol destul de important, în sensul că a ajuns, și-a dat doctorat, a ajuns profesoară, utilizând mult cărțile mele publicate până atunci, m-a invitat
să țin o oră deschis sau un curs deschis la Cluj, în aula Universității Tehnice din Cluj. Și întâmplător, era o ziua declarată ziua porților deschise la Universitatea Politehnică din Cluj și, mă rog, n-aveam cum să schimb eu treaba asta. Dar, întâmplător, se nimerea că exact în ziua aia eu aveam curs la București. Și, cum să spun, aș fi vrut să merg și la Cluj, dar în același timp eu nu am lipsit niciodată la curs. Deci asta este o treabă, iarăși, care e o rușine pentru profesor să lipsească de la curs. Și ce să fac din discuțiile cu ei, eu am avut și tot ca profesor, am avut un sistem de notare în timpul anului, un tip din discuțiile cu ei, îi notam cumva la fiecare oră, la fiecare curs, la fiecare zi, îi notam într-un fel. Pă. Și la un moment dat, unul dintre ei, mai răsărit așa, le-a povestit această dilemă. Și a zis, domn profesor, am o idee. Duceți-vă la Cluj și vă țin eu locul joi. El nu era un student la licență, era masterat. Da. Vă țin eu locul joi. Zice, dar am o singură rugăminte. Să-mi dați voie inclusiv să fac notațiile care le faceți dumneavoastră în timpul. Bine. Așa a fost. Bun, i-ați dat voie, dar ce au zis colegii? După aia, până la sfârșitul anului, n-am mai avut liniște, că au mai vrut și alții. Și ușor așa, prin rotație, ăia care consideram eu că poate să țină așa ceva, o făceau cu mine de față. Dar atunci când a fost la Cluj, l-a făcut-o singur. Dar pe urmă, până la anului, am mai rotit vreo 5-6 inși, eu stând în sală acolo. Și asistam. Asistent. Vreau să vă spun că atât de mult i-a dinamizat această treabă, nu mai lisea unul. Erau captivați de această treabă. Da. De o discuție acolo condusă de unul dintre ei. Da. Deci probabil că e cumva îi mobiliza că treabă, da. Să ajungă și ei acolo. Poate unul dintre cei prezenți să ajungă acolo. Dom'le, cum să spun eu? Treaba asta că studentul e privit ca o mobilă nu mai poate fi acceptată. Deci studentul, elevul, trebuie să fie găsit o metodă de interacțiune. Interacțiune cu el, dar interacțiune reală. Nu. Adică nu să-i umpli tabla de formule. Exact. Și să stai cu spatele ei. Și după aia să... În timpul ăsta când umpli tablele, tu stai cu spatele la ei și din când în când te întorci și zici, liniște. Da. Am trăit eu pe propria piele în facultate. În locul ăsta. Da. Acest experiment pe care l-am făcut și care l-am povestit și la alții și l-am mai folosit și după aia și eu, dar n-am mai stat prea mult timp după aia, când m-am mutat la Târgoviște, unde nu, acolo am luat un alt stil, pentru că era altceva, era universitate la început, era, mă rog, alt gen de activitate. Dar pentru că varianta în care nu mai vorbesc, așa este, deci prezența, cel puțin prezența la cursuri nu e obligatorie, dar prezența la laboratoare e obligatorie. Și din păcate partea practică. Ori din păcate la noi s-a ajuns încât să nu prea mai fie prezență nici pe acolo și mai ales pandemia asta a stricat foarte mult că laboratoarele nu s-au mai ținut pe viu, s-a improvizat pe undeva un fel de laborator inventat pe care îl faci online. Nu e același lucru, da. A trecut pandemia și din păcate metoda a rămas. Ori partea practică. Da. Hai, imaginați-vă ce medicină să faci fără să faci laborator de disecție și alte chestii. Deci, și chiar și la politehnică, inginerie. Ce inginer să fie ăla fără să pună mâna pe practică? Da, e acea întrebare pe care o țin eu minte din facultate, unul dintre profesorul de organe de mașini ne întreba de câte ori gândeam câte un dispozitiv, prima lui întrebare era și cum îl demontezi? Cum ai, adică domne, îl vezi în față, bagă mâna să scoți șurubul ăla, poți? Da? Păi nu poți. Pentru că păi, dacă la trebuie poți, să repar ceva. Da, exact. Și de aici și partea asta, așa când te uiți e frumos, îl pui în 3D și uite ce frumos arată, dar ei încearcă să scoți șurubul ăla, să vezi dacă... Sunt mulți ingineri proiectanți care nu gândesc așa? Mai e un factor negativ care a apărut. Nu prea să mai fac practicele la până întreprinderi care erau odată și care erau destul de utile, pentru că o lună de zile pe an cam
cam vedeai cu ochii tu niște practici pe acolo. Asta cam, că erau ultra evoluate sau nu erau, da, cum să spun eu, puneai mâna pe ceva acolo. Da? Dar în momentul de față, ce se întâmplă? Mă, firmele sunt private în momentul de față, nu prea le place să-și bagi nasul pe întrebările lor pe acolo, plus că nu sunt așa de mari. Sunt firme care au 7-80 salariați și unde să te duci tu cu o grupă de 30 de aici, că nu are un să-i bage. Da. Și plus asta îi oprești din producție, le încetinești producția. Și... că trebuie să stea să-ți explice. Îi încurci. Deci asta este iar un lucru negativ. Nu poți să obliști pe nimeni să primească studenți la firma lor să le oprească. Sau poate intervine partea cealaltă. Universitatea plătește. Și atunci firma poate că vrea. De regulă, universitatea n-ar de unde să plătească. Există un așa sistem, cum se cheamă, ca toate, internship. Și la guvern, care sunt în diferite locuri vine studentul, stă o lună, două pe acolo și timpul ăsta primește niște bani. Da. Deci este cumva angajat cu perioadă limitată, da. În vacanță de obicei. Am avut și la Camera de Comerț, că tot vorbeam de Camera de Comerț, am avut studenți de la ASEAN Internship de multe ori la Camera de Comerț și care, cât aveam timp să mă ocup de ei, îi puneam în legătură cu treaba asta care arată că pui unul dintre ei la biroul directorului general, la biroul parlamentului, la nu știu, faci poze. Asta e o fanfaronadă. Nu. Trebuie să vadă proceduri, să vadă ce se întâmplă. Exact. Dar poate el vrea să fie direct director, ca să folosim un joc de cuvinte așa. Păi, cum să vă spun eu, caz real, eram în vizită la o familie în care doamna mai bătrână, bunica cum ar veni, a studentei, era foarte mândră de nepoata ei, care zice a terminat managementul și acum așteaptă să o pună directoare undeva. Da, deci ce se întâmplă? Știm că managementul asta face, zice a terminat managementul și acum așteaptă să o pună directoare. Indiferent de cunoștință. Indiferent. Asta mi-aduce aminte, am mai povestit eu această idee, mi-aduce aminte de ceea ce am povestea la un moment dat un prieten care era, mă rog, în sistemul acesta de eliberare de avize pentru școlile de șoferi, el fiind psiholog și dădea avizul acela. Și mi-a povestit la un moment dat, zice, domnule, zice, toți care vin la mine, toți tinerii care vin la mine, mă rogă să le dau avizul ca să-și ia carnetul. Niciunul nu spune, vreau avizul ca să învăț să conduc. Da. Sau să dea examen. Da. Nu, da. Ei vor, domnule, vreau pentru carnet. Domnule, dar poate vrei să înveți să conduci. Păi așa, știi așa. Cum e acum facultatea? Faci facultatea doar ca să ai diploma. E, asta era o altă întrebare, cam așa este. Mai ales cele cu plată. Mai ales cele cu plată. Din păcate, cam așa e. Nu, și nu numai cele cu plată. Din păcate s-a mai rarefiat și la cele de stat. La cele de stat, să zicem că sunt cumva constrânși de da. Cele de stat, da, care sunt cu taxă. Să spun eu, băi nu, dar de la stat, cei fără taxă, cei cu taxă, totuși sunt în aceeași sală, să vă imaginați că sunt separat. Da. Deci sunt la aceeași sală. Și poate pe ăla unul cu plată câteodată îl mai apuc așa cât o furie să mai facă ceva serios, că plătește și ce, totuși dau niște bani din buzunar pentru treaba asta. Lucru care, de multe ori la aia care n-au taxă, cam pierde pe parcurs. Da. Adică au fost studenți intrați din ea foarte meritoși care s-au pierdut pe parcurs. Au intrat în masa mare și s-au pierdut pe parcurs. Și din cei cu plată, care între timp au evoluat destul de bine, pentru că i-au obligat să gândească așa banii care îi dădea Andan acolo. Da, și vreau mai mult pentru că eu plătesc. Exact, da. Ce spuneați. Exact. Poate că asta ar fi. Acum să vedem către ce evoluează învățământul superior. Acum mă uitam la rezultatele și de la bacalaureat. Eu nu aș, eu, cum să spun eu, după părerea mea, eroarea care se face, atmosfera din sala de curs și faptul că nu vin și așa mai departe, nu putem noi să fim anacronici, că așa este pe oriunde. Eu am fost în universități străine și am văzut această treabă. Ce este la noi cum nu este la ei, adică treaba că vine studentul să asează cu picioarele pe catedra profesorului, am văzut-o cu ochii mei în SUA. Și domnul, la un moment dat eram lângă profesor și eram indignat cum că nu intervine. Dar, pe urmă, în pauze, nu, profesor, cum de-i permiteți așa ceva? Nu, aici merge, nu e asta problema. Zice, dar aici un lucru se face serios. Promovarea.
Adică, domnule, cine nu știe carte nu trece în anul următor. Ori la noi aici adică este. Aici e problema. Nu că a plătit și trebuie nu, să... Nu, aici e problema. A plătit, n-a plătit, a intrat cu bursă, n-a intrat cu bursă. Dacă la examen nu știe, nu trebuie să treacă. Aici e buba. Ori la noi trec, pentru că la un moment dat profesorii să... Nu neapărat profesorul fizic ăla de la curs. Toată conjunctura facultății, universității, trăiește pe bani primiți pe număr de studenți. Și dacă îi lași așa repetenți, corigenți și nu trec, la un moment dat nu mai e greu să mai vină alții noi și zice, dom'le, ușor, ușor ne desfințăm. Deci, după părerea mea, plata pe număr de studenți e o greșeală. Na. Pentru că îi obligă să-i treacă. Da, da, vedeți că la un moment dat la școală, la școală, la diversele trepte ale școlilor, un indice de performanță este cât ți-au fost admiși, cât ți-au terminat, și atunci domne, am 100% elevi care au terminat liceul, care au luat... Eu îmi amintesc... Sau care au terminat facultatea. Îmi amintesc că după vremuri, când eram eu, cred că de-abia terminasem facultatea, am asistat la o discuție la Universitatea din București, cred, cu academicianul Caius Iacob, unul dintre mari matematicieni ai României, Dumnezeu să-l odinească, că a dispărut de mult, care spunea așa, că erau tot discuții de astea de genul cu cum să fie în universități. Și-a, dom'le, eu fusese făcut matematică la Sorbona. Zice, eu am intrat, am fost admis acolo la Sorbona într-un an de 100 de oameni, dar din prima, așa, șnur, să spunem, am terminat după 4 ani sau cât se făcea acolo, numai 5. Nu zic că ăla n-au terminat cândva, dar au terminat după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani, după da, șnur așa, fără, adică cât era... Fără întrerupere, da. Fără întrerupere, din aia 100 am terminat numai 5. Și cu toate astea, universitatea ne-a venit de pierdut, nu-i lua nimeni banii. Nu, nu. Păi da, dar... Pentru că eu finanțați din alt fel. Deci nu din... este, nu, dar nu este aceeași gândire, poate că este și mentalitatea colectivă, deci nu este aceeași gândire. Păi ar trebui să... Păi, altfel ce să întâmplă? Altfel sunt bani pierduți de pe bani. Studentul dă bani. Nu, statul dă bani. La ăia că dă statul. Păi dacă statul dă bani și el nu învață și e trecut degeaba... A, sigur, da. Banii ăia pierduți. Vă referiți la cei care sunt la buget? La cei care sunt la buget și sunt destul de mulți cei de la buget care să pierd pe parcurs. Da. Spuneam că ați și inventat multe. Câte invenții aveți? Da, am vreo 35 de invenții care le-am făcut în perioada când lucram în cercetare. Am lucrat în paralel cu învățământul superior în cercetare din 1978, când am terminat facultatea, nu, 79, și până în 2010 a fost și Institutul de Cercetări, un institut de cercetări foarte mare, Institutul de Cercetări Electrotehnice, ICP se chema pe vreme, și acum este dat sub altă formă, care la un moment dat am ajuns director general și am fost director general vreo 13 ani la această structură mare. Și acolo se punea problema la fel. Trebuia să găsim surse de finanțare, că surse de finanțare în cercetare au fost și mai rău decât în învățământ. Și ca cercetător tânăr, că nu am făcut invențiile când eram director general, le-am făcut când eram tânăr, domeniul de care mă ocupam eu m-am ocupat și în facultate și la examenul de stat, licența dată de așa se chema examenul de stat și la doctorat, de motoare sincrone cu magneți permanenți. Pe vremea aia se considera că motoarele cu magneți permanenți sunt niște prostii, că magnetul permanent nu oferă încredere, că nu-și păstrează magnetizația mult în perioadă lungă de timp. Mă rog, discuții. Se demagnetizează în timp. Eu am luat această treabă aproape de la zero și am dus-o până la momentul actual când se exportă curent și să produc, să fac, asta a ajuns până la a cincea generație de astfel de servomotoare cu magneți permanent, sincronie cu magneți permanent. Eu, denumire comercială a lor, se cheamă motoare fără perii.
Vine din faptul că, spre deosebire de la de curent continuu, care au perii și trebuie să le schimb din când în când, ăstea nu au perii. Și ăsta e un mare avantaj de fiabilitate. Care? E mai simplu dacă vă spun unde se utilizează. Păi, da. Da. Ca să înțeleagă, să înțeleagă unde se utilizează. Păi automobilele electrice sunt cu așa ceva. Păi, cum să spun eu, mașinile unelte cu comandă numerică sunt cu așa ceva. Roboții industriali sunt cu așa ceva. Da, toți sunt la mod acum roboții, da. Roboții de toate felurile. Cât ce mai e. Toate automatizările astea care le vedeți până în magazine, până supermarketurile astea, dacă vă uitați, de exemplu, la ăștia care fac depozitele computerizate, așa se cheamă astea, ăștia care vând prin poștă firmele astea de curieră, curieră astea, pe acolo, dacă vă duceți pe autostradă spre Pitești încolo, să vedeți cât vedeți cu ochii niște ale imense, alea sunt depozite computerizate care sunt pline de servomotoare de genul ăsta, care, cum să spun eu, primește pe calculator comanda asta și motoarele astea funcționează, se interconectează între ele, încât aduce dintr-un loc anume piesa, produsul și îl pune pe masă. Ei, toate astea sunt făcute cu motoare fără piele. Și e cum să spun eu, un salt de parcă nu-ți vine să crezi că ești în domeniul electrotehnicii. Electrotehnica are mult de-a face, mă rog, e la interfața între electronică și mecanică, dar are multă mecanică în ea. Auzi că a scăzut masa, că a scăzut volumul de zeci de ori, de nu știu ce, la astea electronice, ce care evoluția a fost foarte spectaculoasă. Ei, vreau să vă spun că eu când am ajuns în acest institut, un motor de 1 kW avea 25 de kg și când am plecat din acest institut avea 3 kg. Deci cât un bun așa. Și asta s-a întâmplat în... Și face același lucru. Și face același lucru. Și face același lucru și costă mai puțin. Și costă mai puțin. Da, și asta și numai... fiabilitatea e mai mare. Și asta, probabil. Asta, deci, asta au făcut brevetele mele în timpul ăsta. Asta un... Ce? Un brevet. Nu. Sunt mai multe brevete. De exemplu, într-un motor de ăla sunt aplicate multe brevete. Adică, ce sunt la, dacă stai să descoși firul 4 așa, de exemplu, într-un automobil electric sunt aplicate peste 1000 de brevete. Ei, și într-un motor de ăla sunt aplicate 10-15 brevete. Multe lucruri. Adică, componente, are componente care are, are multe componente, fiecare, pe care fiecare are brevetul ei. Și, dar... cum să spun eu, primele brevete sunt brevete de structură, adică brevete de bază, adică ale motorului de bază, fără ce pui pe el pe urmă. Pentru că un motor de ăsta e plin de senzori, de traductori. De ce? Pentru că el se interfacează cu calculatorul și nu se poate fără așa. Da. Deci în momentul de față, orice servomotor, până și, cum să spun eu, și nu numai motoarele, și amărâtul de robinet, care îl știm noi, robinetul în momentul de față, pus într-o instalație controlată, cu computerizat, e plin de senzori, de traductori și robinetul. Da. A căpătat denumirea asta de, se cheamă motor inteligent. Da. Robinet inteligent. Cu telefonul, da. Îl sincronizează, da. Cu telefonul. Da. Mai inteligent decât omul. Da. 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 Ei, deci pe linia asta am. Iar în mai în ultima parte, asta după ce m-am mutat la Târgoviște, deși când nu mai lucram la institut, deci lucrând în universitate, am făcut niște brevete pe încălzire electrică. Încălzirea electrică este, deci, ăștia sunt două mari domenii ale pieții. Automobilul electric și încălzirea electrică. Dacă toate, din toată, de exemplu din România, în România am calculat eu, în lume nu știu, dar România am calculat eu, dacă toate automobilele din România ar trece pe electric, ar trebui să se mărească puterea instalată a României de vreo 20 de ori. Iar dacă toate clădirile din România s-ar încălzi electric, ar trebui să crească puterea instalată în România de vreo 30 de ori. Deci pe undeva puse cap la cap ar însemna de vreo 50 de ori pe atât. Dacă se merge pe sistemul clasic, adică că stai, te uiți și vrei să doar să bagi în priză. Da. Pentru treaba asta, gândirea nu e așa. Gândirea este cu producția descentralizată, adică dacă tu acasă ai și încălzire electrică și automobil electric, bași ca celelalte, îți produci energie acasă.
trebuie să-ți mai iei de la rețea. Ce să discut acum cu prosumerile astea, da, și cu... Deci trebuie să-ți produci la tine acasă acolo. Deci, iar dacă un calcul la nivelul mondial arată că e loc de câteva mii de ori mai mult decât energia consumată care s-ar putea lua din soarele și vântul planetei. Eu am făcut o socoteală la mine acasă. Pentru că multe din experimentele astea cu încălzirea le-am făcut la mine acasă, pentru că firmele de listate nu aveau încredere. Și le-am făcut eu la mine acasă, am văzut 4 forme de încălzire electrică diferite. Pe care le-am făcut pe banii mei și, da, rezultatele sunt publice. Și în care am făcut o socoteală. Am o curte de 250 de metri pătrați și am făcut o socoteală că pe acești 250 de metri pătrați, care îmi aparțin, atât am eu, n-am mai mult, energia solară care aș putea o culege după el, mi-ar asigura de 15 ori energia totală care o consum în casă și cu încălzirea și cu, dacă e să-mi carc automobil și cu orice. Deci ați asigura energie electrică pentru 15 vecini. Da. Da, cum să spun eu? Eu sunt un caz nefericit că am curtea prea mică. Unul care are o curte mare, vă dați seama ce... Da, da, și investiția este corespunzătoare. Nu mai e așa de scumpă investiția. Nu mai e așa de scumpă, zic, scade tot timpul. Păi, acum, ca să vă dau un exemplu și aici. Când eram la institut, acolo ne ocupam și de... Că institutul ăsta e cel care a promovat surse regenerabile în România. Institutul pe care l-am condus eu, el a făcut primele aplicații de... E, la vremea respectivă, de exemplu, înainte să ajung eu director, deci prima aplicație solară s-a făcut la noi în institut în anul 1976. 1976 și știți care a fost prima aplicație solară? A fost să se pună senzor de radiație în Podgoria de la Murfatlar. Pentru că filiala noastră care scoate treaba asta era la Gigea. Prima aplicație s-a făcut în viile de Murfatlar. Pusese din loc în loc niște... Deci erau, nu ca putere, niște panouri, niște celule astea solare și măsura radiația solară și în funcție de treaba asta stabilea când se apucă de culesul strugurilor. Că nu pe toate talalele s-a apucat la fel, că pe unele talalele era soarele mai tare, pe unele soiurile erau iar diferite și, cum să spun eu, indicația când se apucă de cules o lua de la celulele noastre de acolo. Mi-am zis că în restaurantul ăla de acolo, când am fost eu mult mai târziu, directorul de acolo a mai păstrat și o celulă de aia să-mi o arate. Și revin acum asta. Înainte de Revoluție, ajunsesem să producem celule de astea solare, chiar pentru energie, da? Produceam cam vreo 10 kW pe an. Celule în valoare energetică de 10 kW. Costa vreo $14 wattul. Și acum e 3 cenți. Deci au evoluat foarte mult, da. Și au scăzut prețurile. Și au scăzut. Da, da. Dar ca idee, pentru că revin puțin la partea de învățământ, ați făcut multe. Ați făcut meditații când ați fost mic ca să ajungeți? Nu, pentru că am făcut școala în spital. Ce meditați? Aoleu. Păi cum? Nu, că acum este la modă ideea asta. Nu, toată lumea. Meditație totală. Meditație. Denaturează total sistemul de învățământ. Nu, n-aveam cum. Deci la țară, când am stat până în clasa șasea, nici nu pomenea așa ce că la țară oamenii n-aveau bani de meditație. Care îl ducea capul să învețe bine, care nu să stea la plug acolo. Iar pe urmă m-am intrat într-un spital unde a stat până un doi de facultate, dând niște probleme de astea, lovit la fotbal și nu știu ce. Și deci am făcut școala într-un sanatoriu. 8 ani? Da. Și primii, nu, 6 școală. Se poate învăța în condițiile astea? Da. Bine, învățam, dacă vrei. Dacă vrei. Învățam în salonul de sanatoriu acolo, la Mangale. Și eu am diploma de bacalaureat la Mangale, la liceul din sanatorul din Mangale. Și pe urmă primii 2 ani de facultate, iar aveam probleme continuare de boala și stăteam în sanatoriu, cel mai mult în sanatoriu și aveam cărțile, aveam cursurile, primeam acolo de la colegii mei și veneam la București și dădeam doar examene. Păi și primii 2 ani așa. Puteați pleca de acolo? Păi veneam cu salvare, veneam cu ceva. Da, examen. Iar în clasa 10 acolo la sanatoriu am ajuns până la Olimpiada pe țară de fizică.
Da, păi, deci baza a fost foarte n-am bună. N-am făcut niciun... Ideea, în lumea în care am trăit eu, ideea meditației nu avea sens. Nu făcea nimeni meditație. Da, și revenim, venim la în actualitate. Acum parcă e la modă, nu știu, la ce ai meditat? Păi la aia, la aia, la aia, adică e o listă așa. Părerea mea că greșesc, aici greșesc mai mult părinții decât copii. Păi părinții zic că dacă îl dau la meditație, sigur intră la facultate. Sigur ia bacalaureat. Și dacă intră la facultate și lui nu-i place facultatea, de ce să-l forțeze? Și dacă, exact, dacă îl dai la meditație la ceva ce lui nu-i place? Păi da, da, aici e este, obligat forța de părinți aici că... este problema familiei. Deci, vreau să spun următorul lucru. Hai să spunem, nu intră din prima, intră din a doua. Dacă el vrea, copilul trebuie să vrea, nu părintele. Păi acum mai mult părintele, pentru că știu că există și această, hai să punem în ghilimele modă, copilul să urmeze ceea ce n-a putut părintele. Nu, uite, mai eu adaug am vrut eu să ceva, fiu doctor. Mai, nu, și... mai adaug eu ceva. Învață mamă să nu ajungi să muncești ca mine. Adică în... Da, 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 este în subteranul acestei idei este ideea că dacă înveți și faci o facultate, nu mai muncești. Ajungi direct. Dom'le, e fals total, domne. Adică cum? Cei care sunt cu studii superioare nu muncesc? Păi ăia muncesc, societatea asta pe spinarea lor. Păi da, dar vedeți, dumneavoastră că a fost o perioadă, acum nu știu, poate că am înțeles că se va relua oarecum, a fost o perioadă în care au cam dispărut școlile profesionale. Mare greșeală. Pentru mare. Că era, păi ce faci mamă, te duci la școală, râde lumea de tine. Se putea din acele școle profesional făcut cu un liceu la Serea, nu știu ce, să continue facultatea și ei la, cei care o luaseră pe linia cu școli profesionale, am avut colegi de facultate care am avut un coleg de facultate care rusese unul dintre directorii în combinatul siderurgic Galați, care fusese și care fusese școală profesională, liceu Seral, a venit la facultate cot la cot cu noi. E adevărat că în primii ani cu multă matematică și fizică a fost mai greu, dar până anii mari când să conta priceperea omului mai practică, o mers foarte bine. Termina facultate, a dus la combinatul de Ruzi Galați, unde lucrează ca muncitor înainte și a ajuns, era un între directori când am vorbit ultima dată cu el. Asta, bine, până la urmă ajungem tot acolo. Dacă vrea omul, poate să facă. Depinde de om. Dar, pe de altă parte, dacă îl forțezi, l-am dat clachează. Da, fă-te doctor, și acum, bine, și, dar și facultății. Eu am avut un experiment de genul ăsta cu un copil care l-am avut student și care pulsau toți în el și mă bătea la cap și decanul și toți îl trecem că taxul e ministru, ceva de genul ăsta. Și la un moment dat nu l-am trecut sub nicio formă, după ce l-am picat de vreo 5 ori, până la urmă... Dar pentru că nu știa. Nu știa, păi nu, nu că nu știa. Era examen scris și nu scria nimic, dădea pagina goală. Și la un moment dat m-am înfuriat și scrie, domne, dracu, ceva acolo, că m-au nebunit toți cu treaba asta. Și eu, dacă nu scrii, nu te zic. La care el zice, păi, domn profesor, eu mă bucur foarte mult că n-aș ceda și dumneavoastră psihic. Ce scopul era ăsta? Pentru că eu nu vreau, domne. Că nu vrea, da. Eu da, nu da. Vreau, m-a trimis cu forța la facultatea asta. Așa, a fost. De scopul principal era ăsta, să îi înnebrească pe toți ca să nu... Da. Da, să mergă mai departe. Bine, deci contează... Dar da, până la urmă îi lași ce dau, știi? Adică până la urmă îl treceau. Și ajunsese, eu cred că era până anul 2 când făceam eu cu el. Și până la urmă și ce și tu până la urmă nu se găsea cineva să mă pice. Și el asta vrea. Păi era băiatul tata și de-aia probabil. Da. Și oare mai, ați mai ținut legătura cu el? Ce-o fi ajuns? Nu, n-am ținut legătura, nu. Probabil nu fi... Probabil îi plăcea lui altceva. O fi făcut altceva. Da, aici este o mare... O fi făcut ceva artistic. O fi că tu da, o fi... trece da, și la latura artistică. Da, da, și da. La partea artistică. O fi făcut artistic. Ceva artistic. Dar, până la urmă, poate că ar trebui să punctăm aici. Nu știu câtă școală ar trebui să aibă un părinte ca să-și dea seama de aptitudinile copilului. Și să-l susțină să facă ceea ce... Nu, trebuie să aibă încredere în copilul lui, nimic mai mult. Și să aibă încredere, să lase să facă ce îl duce. Să experimenteze, să încerce. Să experimenteze. Și dacă din punctul părintelui de vedere copilul ăla face prost și păi ajunge da. Pe ideea orice eu, faci, eu, faci dacă prost. Facem o socoteală, eu cred că câți bani bagă părintele ăla în meditații, cu banii ăia l-ar întreține acasă fără să facă dacă nu se pricepe la altceva. Păi bine, și mai fie și altă mentalitate. Mă fac întărești. Hai mă, când ai meserie. Ce nu, să acum fii, să fii părerea altora actor, despre domeniile, părerea altora despre domeniile artistice, e bine să deci este o discuție lungă, e filozofică, e adică în sensul că
niciunul din domeniu, în afară de cei care penetrează ambele domenii, adică și aia cu mapa și aia cu sapa, să zicem așa, îi lași nu reușesc să se înțeleagă unul pe altul. Adică cel cu domeniile practice totdeauna va spune că artistul cântărețul nu face nimic. Nu face nimic. Precum cel din domeniul ăsta va spune că inginerul, muncitorul... Hai domnule, sunteți prea mulți ingineri în țara asta, nu? Adică, și cum să spun eu am avut un exemplu în familie de genul ăsta, o nepoată de-a mea. N-am avut, ea a fost prima care a ajuns pe linia asta, cum să spun eu, poieții și alte mai avem mai mulți în familie, dar scriitori, dar actor n-am avut să pornească de la zero. Și ea a făcut liceu pe undeva în alt oraș, departe de București, și a vrut neapărat să facă un ATC, un arte teatral cinematografic. Și a făcut. A venit în București și știu că am urmărit-o în perioada asta când era studentă. Nici nu mi-am imaginat câtă muncă este la o facultate de acest gen. Câtă muncă e la o facultate de acest gen. Teatru, da. Deci mă uitam la ea că avea așa. Învățam multe de-astea care sunt legate de arta mișcării, care are legătură cu ceva care se face pe la medicină. Mișcări cu multe lucruri fiziologice. Respirație, stilul, dar respirație. Da. E foarte important. Deci învăța foarte multe de-astea. Învăța foarte multă istorie și literatură. Pentru că ei ce fac, să le trebuie o cultură generală foarte amplă. Nu se face istoria teatrului, care, toate tipurile, unde a pornit în fiecare țară. Iar partea lor de meseria lor, să spunem așa, presupunea multe repetiții, multe care, pentru că trebuia să facă treaba asta și practica lor se făcea până anumite spectacole studențești, care le făcea în weekend. Și atunci, toată săptămâna avea cursuri, ca și unul de la Politehnică, tot atât de multe, numai că el n-avea nici weekendul liber. Pe când ăla la Politehnică avea weekendul liber. Sigur. Pentru că în weekendul ăla care ar fi trebuit să fie liber, se ducea și juca diferite piese pe care le puneau în scenă acolo, cu facultatea. Da, și familia îi spunea, hai bă, pierzi timpul cu prostiile astea. Adică, iar pe urmă, când am trecut eu în linia asta să scriu și piese de teatru și să asist la repetiții și am trecut pe latura asta umanistică mai mult, mi-am dat seama câtă muncă este în domeniul artistic, pe care cei din domeniile neartistice nu o bagă în seamă, absolut deloc. Da, și o să vorbim despre această latură a dumneavoastră care se împletește oarecum și cu ingineria. Și cu ingineria, dar și cu preocupările noastre, preocupările mele, acestea legate de artă, de literatură, de teatru. Dar după ce facem o scurtă pauză de publicitate. Așadar, am revenit în studio, suntem alături de, trebuie să citesc, că sunt foarte multe lucruri de spus, domnul profesor Nicolae Vasile,
Vă spuneam, inginer, inventator, cercetător, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie București și prim vicepreședinte al Camerei Naționale, spunea domnia sa mai devreme director general la institutul acela ICP. Și am tot vorbit și am spus că dânsul a înființat și Asociația Fiii Satului în satul Ludești, județul Dâmbovița, de acolo sunteți. Da. Ce înseamnă așa? Este un sat binecuvântat. Bine, acum fiecare ar spune nu, despre satul nu. Lui. Da, că bine, este... în afară de treaba asta că fiecare spune. Deci acest sat, care e menționat după în anii 1400 și ceva, în primul rând că acolo a trăit Stoica Ludescu, cronicarul celebru muntean, care eu l-am dat și un exemplu de primul delict de ăsta de presă, adică în sensul a fost băgat la ognă de domnitorul, de un domnitor, pentru că l-a lăudat prea tare de pe domnitorul dinaintea lui. Adică, pentru că cronicarii erau un fel de ziariști din zilele noastre. Da. Deci el a fost la ognă la un moment dat. Băgat de domnitorul... Că de ce l-ai lăudat pe l-a lăudat prea tare pe la loc? Și de ce nu l-a lăudat și pe acesta? Păi, da, că n-a mai făcut lăudabile. N-a făcut, n-a avut caz. Da. Dar și-a luat numele după... Nu. Deci după satul e mai vechi decât... Da, deci pe ca numele Ludescu vine de la sat și nu invers. Da. Așa. Ca să o mai luăm cu celebritățile, acolo a predat, a fost învățător și s-a însurat, a trăit o perioadă, Ion Mihalache, fondatorul Partidului Țărănesc. Deci Ion Mihalache a predat la școala de la mine din sat între anii 1902 și 1904. Nevasta lui era fata lui Popa Cercel, care avea casa, școala era făcută chiar pe un teren pe care Popa Cercel îl dăduse să se facă școala acolo. Ion Mihalache era ginerele acestui popă. Deci a avut, cum să spun eu, atmosfera din sat acolo, pe care eu am descris-o în anumite cărți ale mele, era foarte favorabilă culturii și istoriei, să spunem așa. De exemplu, această familie Cercel, care la un moment dat a avut în sânul ei, în primul rând a avut și un erou care a murit la bătălia de la Prunarul în primul război mondial, George Cercel, dar a avut și un Ștefan Cercel, un care ajunsese șeful culturii pe toată România în timpul guvernării țărăniste și care, de exemplu, la serbarea de sfârșit de an a școlii din anul 1928 l-a adus acolo pe Constantin Tănase. Marele actor. Deci l-a adus la servarea. Iată, școlii. O să trecem dintr-una într-alta, așa, oricum, acum, puteți compara viața... Nu, dar mai e bine să venim până în zilele noastre. Da. Exact, puteți compara viața la țară de atunci, trăită dumneavoastră, cu ceea ce se întâmplă acum la țară? Păi nu compar, tocmai de-aia am făcut Asociația Fiii Satului, ca să încercăm măcar să comparăm. Pentru că altfel plecau toți de acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere... Satul se depopulează. Da. General. Nu zic că nu s-a depopulat. S-a depopulat oricum, dar se putea depopula și mai rău. Și mentalitățile se schimbă. Da, și mentalitățile. Deci, asta este evoluția. Acum, cum să spun eu, în țările civilizate, ori s-au făcut satele la nivelul orașelor și atunci, pur și simplu, satul a devenit oraș și nu mai poți să spui că e sat, ori ăia, alții au plecat acolo și a rămas câmp arabii. Da, și la noi, încet, încet, oricum, sunt gaze, apă curentă, electricitate și așa mai departe. În general, oamenii se duc și lucrează către, mai puțin, către munca aceasta a câmpului, ci către orașele apropiate, ca să e vorba și de salariu și de bani și așa mai departe. Munca asta de asociație, am făcut-o cu doi prieteni consăteni de acolo și bine, după aia s-au adunat foarte mulți, pentru că când am la ședința, prima întâlnire a Asociației Fiii Satului, cred că au fost vreo 10-12 profesori universitari după în toată țara, care nu se cunoșteau, nu au zis rău unul de altul și să spunem așa, partea din exterior, de sprijin extern, am făcut-o împreună cu doi consăteni celebri. În primul rând aș vrea să-l menționez pe Constantin Stroie, directorul general de la Dacia, care era dintr-un sat vecin și care a pus umărul serios
da. La această treabă în constituirea Asociației Fiii Satului. Am făcut și mai multe interviuri. Și cu actualul lider al sindicatului profesor universitar din România, alma mater, Anton Hader, da. Care e tot acolo. Da. Deci din punctul ăsta împreună am, noi trei am fost, să spunem așa, cei din exteriorul comunei, plus că am avut o colaborare foarte bună cu locuitorii comunei, cu profesorii de acolo, cu popii de acolo, cu primăria, autoritățile locale. Da. Acum, tot a spus de Constantin Tănase și hai să trecem la partea aceasta scriitoricească. Cum se împacă ingineria cu... Acum se împacă foarte bine. Da. Acum se împacă foarte bine. Dar se împacă foarte bine acum după ce am scris 28 de cărți de literare. Da. Inspirate de? Primul roman pe care l-am scris a fost inspirat de mama. Eroul principal e maică mea, care eram pentru o bursă la Milano, prin Italia, și am avut așa o premoniție că va muri. Și că eu nu voi... va muri înainte că eu să mă întorc în țară. E, asta m-a făcut să... Bine, am luat legătura, am constatat că nu era chiar atât de grav, dar eu visasem treaba asta și m-am apucat să scriu, deci eroul principal se cheamă Punctul de Sprijin, este eu am scris-o la Milano în 1996, iar s-a publicat în 2000 la o editură din Cluj. Editură aparținând bunului meu prieten Radu Munteanu, care la vremea respectivă era decan, ulterior a devenit rectorul Politehnicii din Cluj. Editura Media Mira din Cluj. Deci, prima inspirație a fost maica mea. Pe urmă, cum să vă spun eu, am fost o treabă care a început cu publicistica. De ce? Pentru că conduceam acest institut care la început atunci avea 5.000 de oameni și care în calitate de conducător la o asemenea instituție în România avea multe lucruri de făcut și mi-am inteles că conduceam între timp ajunsese Emerean și președintele Organismul Național de Standardizare, care de-abia să transformase din departament, din guvern, în ONG. Actualul Astro, eu am fost un președinte, eu sunt președintele fondator și la acest Astro, uite, poți să-l treci și pe ăsta acolo. Conduceam la Intercontinental, în sala mare, acolo, sala rondă la Intercontinental, o mare conferință internațională. Într-o pauză de acolo, vine mulți din străinătate, un participant din străinătate de origine română, vine la mine și îmi spune, zice, domnul, în ce ați vorbit acolo, am auzit că a spus ceva de IHP. Zice, și eu am lucrat la IHP. Și către mine, așa, foarte senin, fără niciun fel de reține, zice, tot cretinul ăla de Vasile, director. Adică eu. Eu vreau să spun că am avut, atunci mi-am descoperit talentul actoricesc. Am avut așa o tărie încât ni n-am clipit. L-am lăsat în pacea lui. L-am dat observat că și-a dat seama și ușor și-a luat-l pe sine. Dar pe mine m-a pus pe gânduri treaba asta. Cum să spun eu, dacă ăsta zicea că a lucrat acolo și el nu mă cunoaște, înseamnă că o vină am și eu. Și de atunci aveam două reviste la institut. O revistă cu circulație internă, deci era revista de interior, un fel de revistă de cultură instituțională, da. Și o revistă de exterior, aia ultra-științifică, cotată în toate astea internaționale, care apărea și în străine și nu știu ce. La revista de interior, am chemat-o pe redactora șefă de la revista de interior și a spus, uite care e treaba. Dacă încolo, la această revistă, voi scrie editoriale. Revista apărea o dată pe trimestru. Se chema Lucrările IHP. Și de atunci am să fac editoriale. Și cu poza. Nu, fără poza. Păi ca să știe lumea. Păi nu. Bine, apăreau poze în ea, în revistă, nu neapărat că... Apăreau poze de la evenimente, de la astea. Așa, și... Am început aceste editoriale care când le citesc și astăzi nu vine să cred că așa minte publicistică aveam eu atunci. Adică de bine. De bine, da.
Mă surprinde ce am putut să scriu atunci. 1994. Da? De 30 de ani. Da. Păi da, dar și oricum. Și am scris, cred că am scris vreo 20 de editoriale de astea, că bun, am plecat acolo. Și formă director următor n-am mai folosit metoda. Și toate se chemau ca la Goethe, ca la Goethe, nu Goethe, Kant. Despre. Totul începea cu despre. Aha. Despre cercetare, despre inovare, despre, mă rog, și așa mai departe. Toate începeau cu despre. Și care, ele au fost primele mele lucrări publicistice, deci din 1994. După aia, deci, la un moment dat, citind cartea aia prima și publicațiile astea, la un moment dat m-a chemat președintele Agirului, domnul Mihai Țerea și atunci, că el e de... Este și acum, da. 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 Și mi-a zis, mă, băiete, am citit cartea, cartea asta. Cartea nu vorbește în ea numai despre, adică nu e o treabă numai despre mama și familie. Mă rog, sunt atacate și subiecte care se petreceau în România în perioada respectivă și cu tangență cu ingineria și cu... Și mi-a plăcut cartea ta, ne mai pomeni, zice, și editorialele alea care le-ai scris după acolo pe la revista ta. Nu vrei să faci aici la Agir o treabă pentru toată țara, numai pentru institutul tău? Și atunci a luat ființă... Da, atunci a început... Cenaclul Literar Inc. Cenaclul Literar Inc. Și, și revista Literar Inc. Și după aia, după... Pormă, ele, după așa s-a ajuns, pormă, și la teatru, tot din, prin acest Literar Inc. Păi da, pentru că ideea de aceasta cu teatru mă privește și pe mine. Și Imboldo a venit de la dumneavoastră să înființăm și cercul de teatru. Mai e o conexiune. Mai e o conexiune care e bine de menționat și aia, care e legătură cu latura mea de literatură, mai ales pe, pe direcția asta cu critică literară, istorie literară, pentru că de acolo se nasc cele două volume și al treilea în lucru de enciclopedia scriitorilor din generația 2000, care s-a făcut sub Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Și acolo cum am ajuns? Acolo am ajuns păi am ajuns la un moment dat când revista Uniunii era într-o criză foarte mare și care la un moment dat, ca să spun sincer, am ajuns acolo printr-un mod de sprijin al revistei Uniunii Ziariștilor, Cronica Timpului. Și, și ați rămas. Și am rămas acolo. Acolo am stabilit o relație foarte bună cu președintele de atunci al Uniunii Ziariștilor, domnul Dinu Glăvan. Dumnezeu să-l odihnească, că a dispărut acum vreo 2-3 ani. Și cu el am început să construiesc acolo și de unde am venit să sprijin revista, până la urmă am ajuns că acum conduc revista, de unde am ajuns că revista participă și la o, la teatru Uniunii, am ajuns și la Teatrul Uniunii. Da. Din Teatrul Uniunii am ajuns pe urmă ca în combinația Uniunea Ziariștilor cu Uniunea Inginerilor să facă teatrul ăsta nou. Păi, da, dar revenim puțin la, la cele 28 de cărți. Da. Cât de mult inspiră viața? Păi... Și cât de mult... sau nu știu, în, în bucătăria unui scriitor. Nu. Cărțile astea... Ca să fie o carte citită, citibilă și atrăgătoare, cât de mult este fantezie și cât de mult este realitate? Păi am început cu inspirația asta, mamă și cum am povestit, dar pe urmă eu am avut o revelație pe linia filozofică și la un moment dat pornind de la cursul de inovare pe care îl țineam și la București și la Târgoviște, am început să aprofundez un pic teoria cunoașterii. Că inovarea are legătură cu teoria, filozofia, teoria cunoașterii. Și am început să studiez multă filozofie pe, pe linia asta. La Târgoviște, acolo, am avut o mare șansă că am întâlnit pe cineva care a făcut la fel ca mine, dar pornind pe economie. Deci era o doamnă profesoară care, de la ASE,
care era așa de origine după lângă Târgoviște și s-a mutat de la București la Târgoviște, cum făcusem și eu, și care împreună ne-am întâlnit acolo și știindu se era preocupată de teoria asta a cunoașterii. Și în final din treaba asta am scos un curs comun de epistemologie, iar pe urmă la scurt timp după epistemologie, însemnând teoria cunoașterii științifice, și după asta am scris o carte care e un nou model filozofic care se cheamă sistemism. Sistemismul ăsta este punerea filozofiei pe baze matematice prin teoria sistemelor. Teoria care stă și la baza calculatoarelor. Deci eu am încercat și bănuiesc că am reușit destul de mult, care am scris-o și în engleză până la urmă, are un succes de ăsta de audiere internațională foarte mare această treabă. Pentru că eu prin această carte am reușit să pun cap la cap ceea ce filozofii considerau că e imposibil. Adică idealismul cu pragmatismul, cu pozitivismul, cu empirismul legate între ele. Păi da, dar pare greu. Pare greu. Pare o temă greu. Nu, culmea este că cartea asta nu are nici 100 de pagini, are 98 de pagini. Da. Și se cheamă sistemism. Din această, să spunem așa, deviere spre filozofie, sunt o serie de cărți de literatură și poezie și proză cu tentă filozofică. Adică sunt, de exemplu, cărțile Hectomeronul cu coronavirusul este un fel de, deci un fel de joc de asta de cuvinte, cum a fost Decameronul, Hectomeronul înseamnă 100 de povești din pandemie. Deci asta este, e filozofie, e o carte de filozofie. Mai e una, Citadela continuă, perpetuă, care iar este o carte de filozofie, cum sunt cărți de filozofie, adică cu din astea cu gândiri scurte și înțepătoare, să spunem așa, dar toate având la bază această filozofie pe care am spus că am sistemică, sistemismul. Dar de dragoste n-aveți așa mai citibile, mai citibile. Da. 5 volume de poezie sunt de dragoste și 2 romane. Deci sunt 2 romane de dragoste și 5 volume de poezie, ale de dragoste. E bine, mai venim mai așa, mai la viața. Deci alea, romanele se cheamă Dominoul iubirii și Zâna și viața. Astea sunt de... Zâna și viața este romanul care descrie înființarea teatrului nostru. Teatrul Uniunii Ziaristilor. Descrie acțiunea din el. E o poveste acolo care are la bază înființarea teatrului, care e dublată și de o poveste de dragoste de acolo din el. Iar ailaltă este, ăla, altul Dominou iubirii, este o poveste de dragoste. Și ca dominou să sfărâmă sau se... ca orice dominou sau... Ce face dominou? Cade, de obicei, da. Și să venim la... Și poeziile sunt o parte filozofice, o parte de... De ce v-am întrebat asta apropo de sursele de inspirație? Pentru că mă gândesc că acum există un mare avânt al celor care se numesc influenceri. Da? Așa, au un cont și scriu acolo de toate. Da. Merg la munte. Scriu, am fost la munte. 1000 de like-uri. Da. Nu sunt adeptul la așa ceva. Adică deci, în principiu... Nu, Doamne ferește că sunt împotrivă la mijloacele moderne de informație, nu. Dar în principiu, eu sunt de principiu când scriu ceva, când comunic ceva, să aibă un subiect, să aibă o esență. Ați fost esență, pe munte, da. Nu e un subiect? Nu. Da. Și totuși, iată, sunt zeci de mii de urmăritori. Eu ca să spun sincer, eu... Sunt o persoană neturistică. Eu n-am carne de șofer, în primul rând. Nu-mi place. Eu n-am Facebook, n-am nici mic din toate astea. Am un site al meu propriu, în care pun acolo. Dar pun cărți, poezii, adică lucruri care au o esență, nu... Da. Nu care au... Așa că am fost la țară și am săpat ovlei. Da. Păi și vă dați seama câte like-uri ați avea dacă puneți și o poză? Dar nu mă interesează. Acum, revenim la lucruri, nu că n-ar fi serioase și celelalte, că nu avem nimic. Nici avea o vorbă și la vremea lui. Dom'le, eu scriu pentru 200 de oameni.
Mai mult mă interesează pentru că știu că nu înțeleg. Corect. Da. Să venim la teatru în ultimul sfert de oră al emisiunii. A scris două piese de teatru. Da. Una deja a fost jucată de noi, da, inclusiv de mine. Și am jucat-o și prin țară, Ioșca, Sică și Mitică, o poveste interesantă care urmărește viața a trei tineri, îi duce până la bătrânețe. Cealaltă este aici, Controversiada, care probabil că în curând va fi pusă în scenă tot de Cercul de Teatru Agir Impact Art. Care este sau e grea trecerea de la povestire, de la către teatru? Păi, în primul rând, care e mobilul? Mobilul teatrului este următorul. Cel puțin în perioada actuală ar trebui folosit mai mult. De ce? Pentru că dacă scrii o carte și păi ca să o citească 200 de inși, trebuie să treacă 5 ani. De ce? Pentru că să atât se citește în România zilor noastre și în general în lume. Se citește mai puțin. Păcând, dacă faci un spectacol de teatru și ai 200 de inși în sală, ăia e ca și cum 200 de inși a citit-o într-o oră, două. Deci este un mijloc mult mai penetrant de a transmite, da, ideile. Deci din punctul ăsta de vedere, timpul care ia 200 de inși să citească o carte e mult mai lung decât timpul care ia la 200 de inci să asiste la o piesă de teatru care în mare parte primește același volum de informații. Și mai plăcut. Da, da, și mă gândesc acum că și Ioșca, Sică și Mitică a pornit de la o nuvelă, da, de la o povestire, transformată, deci, în teatru. Poate că numărul de spectatori ai noștri care ne-au urmărit au fost, numărul a fost mai mare decât cei care au citit prima variantă, da, nuvela. Da. 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 Iar acum, subiectele din cele două piese sunt două subiecte pe care pe mine m-au frământat și mă frământă foarte tare, pentru că sunt foarte importante. Nația și familia. Două subiecte foarte atacate în ultima perioadă. Deci eu fac prin aceste piese, prin aceste subiecte. Prima e vorba de nație. Nația română. Nația România. Un subiect care, cum să spun eu, nație, patrie, popor, parcă a început să-ți fie frică să le spui, pentru că găsesc o grămadă de aici care se atace imediat. Dar eu nu sunt sentiment Ceaușescu, da, am înțeles. Nu sunt de această părere. Mulți. Și atunci am... Pornind tot din activitățile mele celelalte, vreau să vă spun că am avut, când conduceam institutul, aveam două filiale, una la Sfântul Gheorghe și una la Târgu Mureș, care aveau în totalitate salariați maghiari. Vreau să spun că eu am avut așa o mână bună, în general, la treburile astea. De exemplu, în filiala aceea de la Târgu Mureș, l-am avut subaltern un fizician foarte bun, pe domnul Laszlo David, rectorul fondator al Universității Sapienția. Nu știu dacă mai fi și acum, dar în orice caz, el a înființat-o și a fost mult timp rector. Deci, și mi-a mărturisit la un moment dat și domnul Vasile, nici pe-n cap nu mi-ar fi trecut vreodată să fac management. Dumneavoastră m-a spus șef, eram trei oameni cu toții și la un moment dat fiecare făcea ce vrea, la un moment dat m-ați numit pe mine șef din ăia trei. În momentul ăla am început, pur și simplu mi-a schimbat viața. Pentru că am început să mă preocup, să studiez despre management, el era fizician. Și zice, uite, așa de la treaba aia am ajuns să fac Universitatea Maghiară. Ajunge la o altă idee importantă, cât de mult contează influența sau susținerea unui om pentru cariera. Da, da, da. Asta e cu maghiarii din piesă, sursa de inspirație. Dar nu este, adică nu avem, să nu se înțeleagă că avem exact ceva acolo împotrivă, nu, sau nu, nu, ca nu, să nu avem după aceea cine nu, știe păi ce reacții. E site-ul să lucruri de bine, nu de... De bine, nu, este o, cum să spun eu, amestecare de lucruri pozitive, nu negative neapărat. Porma,
pe linia evreu din piesă Sică. Sică, da, eu știu. Ce pot să spun eu? Și aici am avut la București de data asta. Institutul avea foarte mulți evrei și care evreii din institut au avut un rol mare în istoria. Institutul are 73 de ani de când e înființat. Și evreii din institut au un rol foarte mare și eu am învățat foarte mult. Șeful meu direct, înainte să ajung eu director, era un evreu de la care am învățat foarte mult. Sigismund Schleicher îl chema. Ei, aici, odată de la evrei, deci sursa de inspirație este de la evrei din institut și de la evrei de la Camera de Comerț. Unde la Camera de Comerț am fost, apropo, când eram prim vicepreședinte la Camera Națională, erau doi prim vicepreședinți. Eu eram unul și domnul Aurel Weiner. Era da. Celălalt, domnul Aurel Weiner, da, care da. La scurt timp după aia a ajuns președintele comunităților evreiești din România. Da, din păcate s-a stins și dânsul un om român, deosebit. Un om extraordinar cu care vreau să vă spun că vreo 2 ani de zile cât am fost noi împreună prin vicepreședinți, a fost o perioadă și când am stat în același birou. Și care deci ne-am cunoscut foarte bine și am apreciat foarte mult această treabă. Deci din acest punct de vedere am avut ca surse de inspirație oameni ai comunităților maghiară și evrească din România la cel mai înalt nivel de reprezentativitate și da. Cu care eu m-am înțeles foarte bine, inclusiv cu toți ceilalți. Evident că atmosfera din piesă, da, este la un moment dat și tensionată, dar sunt momente care să depășesc, care să... Nu, asta ca să eliminăm orice da. Reacție negativă. Doamne ferește, nu e un atac la des acestor minorități. Nu, din contră. Este o recunoaștere a rolului lor în dezvoltarea României și tocmai în acest sens, eu am vrut ca această piesă să se joace, eu am început să scriu la ea. Deci, novela a fost scrisă în 2015, am transformat-o în piesă prin 2017 și am vrut să se joace în 2018. Și pe cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. E, nu am reușit să facem treaba asta, am reușit o primă scenă, o primă punere scenă numai ca lectură. Ca lectură la Târgoviște, la Universitatea Valachia în 2019 și pe urmă de-abia acum s-a făcut premiera ca lumea, cu jucată ca lumea care s-a făcut recent anul ăsta. Înțeleg că aceea a fost partea națiune. Partea de nații. Și aceasta este partea de familie. Partea de familie. Controversiada în metaforic înseamnă atmosfera dintr-o familie. E vorba de o familie cu doi copii. Ca să vă descriu așa numai pe scurt atmosfera, tatăl a ajuns la pensie, stă într-o cameră care vorbește pe mai multe telefoane deodată cu nevasta care e la Bruxelles, cu fata care e în Italia, cu băiatul care e în America și el în timpul ăsta cu mâna ilaltă, în timpul ăsta mestecă cu o lingură mare într-o oală de majun. Și care toată discuția are și latura ei umoristică, cum la un moment dat pe aceste preocupări casnice ale tatălui, care și el la vremea lui fusese cineva, dar care trecuse la viața mai lejeră, căuta să-i convingă pe ceilalți că ar fi mai bine să facă și alte lucruri decât fac și discuțiile dintre ei sunt, după părerea mea, foarte atractive și pline de umor, dar pline și de umor amar uneori, adică de... Cum este viața? Supărare, să, nu dăm, da. Să nu dăm prea mult da. Așa din casă, pentru că așteptăm să vedem, să o punem în scenă și... lucrurile acestea poate că se, mă rog, dacă spunem prea multe, atunci omul să păi da și tu despre ce e vorba. Poate să strânească, să creeze și o anumită așteptare. Da. Până la urmă, deci ajungem la ideea că viața te învață foarte mult. Am mai discutat eu de recent cu un medic și una din întrebările interviului a fost de la cine ați învățat cel mai mult în carieră? Și răspunsul așa pus la un moment dat a fost, de fapt, viața te învață cel mai mult. Ei, am avut o satisfacție de genul ăsta care, surpriză, nici nu... Eram în mașină, mergeam, nu știu pe unde cu mașina, într-o mașină condusă de altceva că eu n-am carnet. Și ascultam un radio de-astea care sunt multe acum. Și era, nu știu ce radio ascultam, și trâncăreau doi
tineri acolo, cum să, na, ca să creeze atmosferă, să întrețină o sferă, mai cu bancuri, mai cu muzică, mai cu nu știu ce. Și la un moment dat, între ei, în discuția lor, vine la un moment dat, unul dintre ei zice, bă, auzi că începe școala mâine și nu știu ce, era ceva, nu știu ce, i-a dus cumva discuția la școală. La care zice, bă, tu ai rămas cu ceva în școală asta, ți-a plăcut ceva în școală, unul dintre ei. Că mie nu mi-a fost, mă, la nimic și nu prea mi-a plăcut. Ăla la altul zice, bă, eu n-aș fi chiar așa de părerea ta. Zice ca dovadă că nu-mi amintesc de nimic din școală la primul. Zice, nu, eu n-aș fi de părerea asta. Zice, bă, mi-a rămas în facultate, mă. Bă, era unul, Vasile Nicolae, îl chema, cred că n-au zis dracu de el. Zice, bă, frate, la curs vorbea în asemenea hal că n-ar mai fi plecat în sală. Da, da? Știu că așa. Nu știu că îl chema pe ăla, bă, n-am și mai amintit ce radio era ăla. Dar i-a ascultat la radio, știi? Și da. Mă uitam, zice, uite, bă, frate, că a rămas unul care mai recunoaște și public treaba. Da, dar până la urmă ajungem... Da, spre finalul emisiunii, hai să facem niște concluzii legate de... Cultura n-aduce bani. N-aduce, dar aduce altele mai importante. Da, dar apropo de emisiunile de televiziune, emisiunile culturale sau de educație, astea nu aduc publicitate. Păi revin la treaba cu studenții în sală. Să spun eu, la un moment dat cei care se ocupă de ele ar trebui să inventeze ceva care să atragă pom. Eu, de exemplu, n-aș putea spune, dar nu vorbim de noi, că sunt unii cărora le place cultura, dar de exemplu, mă uit pe TVR culturală ăsta, e accesibil și e de văzut. Nu știu cât audiența are. Dar ar trebui lumea să se mai uite decât la discuțiile interminabile și inutile până în alte părți. Dar, cum să spun eu, nu dau exemple care nici pozitive, nici negative, dar cei care sunt acolo, părerea mea, care au rolul să promoveze treaba asta, ar trebui să studieze un pic comportamentul viitorului telespectator, viitorului auditor al lui. Pentru că trebuie să caute, să-l implice. Bine, să caute, să fac fel de concursulețe cu, mă rog, cu ca păi să da, caute. Păi, și dar nu totdeauna suficient. Dacă răspunzi la întrebarea asta, e 100 de euro. Și nu, ei nu, zic că asta păi este nu, audiență. Păi nu e audiență, pentru că ăla care s-a luptat atât pentru 100 de euro, ăla n-avea ce să caute acolo mai bine. Ăla a venit pentru 100 de euro. Și atunci cum promovăm mai mult cultura? Prin teatru, iată. Prin pentru teatru, omul la teatru, românul la teatru vine. Și faptul că sălile de teatru sunt pline e un lucru bun. E un lucru, că a fost o perioadă când nu mai erau pline. Acum au revenit pline, au redevenit pline. Ceea ce este, și atunci să promovăm... Adică, păi, de ce am spus că am trecut după 27 de volume de literatură pre două piese de teatru? Pentru că tocmai că consider că prin teatru se promovează ideile culturale mai ușor decât prin altceva. Da. Mai și avem nevoie de cultură? Dacă nu avem cultură, nu o să avem nimic. O să ajungem niște... Eram să zic niște animale, dar animalele au cultură și n-aș vrea. Niște roboți. Niște roboți. Da, asta este o discuție pentru o altă emisiune. Dar ce facem cu roboții? Aș vrea să o închei cu un citat al fostului meu profesor de calculatoare din studenție, Petre Dimo, care le-a plecat în țară, s-a întors, acum am văzut că e în țară. L-a întrebat cineva, el e un nume în domeniul al calculatoarelor, l-a întrebat cineva, ce domn profesor, dumneavoastră, care le știți bine cu calculatoarele, ce părere are? Pot exista roboți fericiți? Răspunsul a fost excepțional. A zis, dacă cineva îmi dă mie foarte clar o definiție a fericirii, atunci eu pot programa roboți fericiți. Da. Da. Și, pentru că fericirea fiecare înțelege altfel. Da, și e personală. Și e personală. Unii sunt fericiți că mănâncă bine. Un psiholog spune așa, o psihologă foarte bună, acum recent a văzut. Spune așa, zice, dom'le, am văzut oameni la 80 ceva, 90 de ani, care sunt triști tot timpul. Zice, și am încercat să-i zgândăr cumva, să nu mai fie așa triști.
moderatoarea. Răspunsul psihologiei, rău ai făcut. Nu ți-ai dat seama că ei sunt fericiți în tristețea lor. Da. Da. Iată. Cum să spun eu? Deci fiecare se simte oportun într-un anumit context. Unii chiar în tristețe. Și dacă îl scoți din treaba asta, îl gândări din treaba asta, nu faci bine. Deci trebuie să-i lăsăm să fiecare fericit în felul. Da, da. Iată cum am început cu ingineria, cu profesia de profesor, cu ingineria, am trecut la inventică, am ajuns la fiii satului, am încheiat cu artă, cultură, poezie și teatru și acum ultimele vorbe ale emisiunii sunt legate de fericire. Deci trebuie să găsim modalități de a fi fericiți noi pentru noi. Am eu un vers la treaba asta. De fapt este o glosă care se cheamă Fericirea și care vă care mare succes pe site-ul pe unde circulă. Fericirea are doar timpul trecut. La fericirea a fost. Cum ai ajuns la ea a și dispărut. Dușmanul fericirii este teama de a o pierde. Da. 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 Gata. Încheiem emisiunea noastră și vă mulțumim într-un pentru... Ton parte... Într-un ton care lasă de... Auzi, vreodată pe cineva că spune că fericit. Nu, dar și amintește lucrul când era el fericit. Da. Și e fericit. Da. Da. Da, și e. Că și-am lucrurile... amintește cu fericire. Da. Dar acum moment... Oh, wow, man. Da. Da. Deci, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumim pentru atenție. Am fost alături de domnul profesor Nicolae Vasile și scriitor și inventator și nu mai spunem celelalte că ar trebui să citesc toată pagina aceasta. Îi mulțumim că a fost alături de noi. A fost o încântare să vă avem alături. Am vorbit și despre viață și despre realitate și despre ficțiune și despre tot ceea ce înseamnă de fapt viață. Noi suntem... suntem și vom fi Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii InfoSocial săptămâna care urmează.